aplauze. Tăticii, mămicile, prietenii, rudele, toată lumea se află aici la Focșani, la pensiunea Sara. Aurelia Vaida, bine ai venit la emisiunea Ora Veselii. Bine v-am găsit, mă bucur că din nou m-ați invitat. Am venit acum cu o parte dintre cursanții școlii mele. Noi suntem acum în pregătiri pentru Delfinul de Aur și pentru Mamaia Copiilor. Abia ce ne-am întors de la Romanian Best Singer de la București. Avem concursuri și în Bulgaria și suntem așa într-o pauză de o zi cât să filmăm. Aurelia, eu îți doresc mult succes cu elevii tăi și, cu permisiunea ta, o să încep prezentarea. O să-l rog să vină lângă mine, sau să vină lângă mine, de fapt e vorba de o domnișoară, Ștefan Sonia, are 6 ani. Ei, ce mai faci tu, cum mă duci? Te-ai echipat așa, te-ai asurtat foarte frumos, probabil că și melodia... Da, uite, am intuit eu foarte bine, melodia se cheamă Rock în Roz, da? De aia te-ai asortat așa de bine, da? Ascultăm Rock în Roz cu Ștefan Sonia, 6 ani din Focșani. Am început foarte, foarte frumos, am început chiar în roz. Ne va cânta Ștefania Cioară. Ai numai 8 ani. Bunici, ceva ai? Da. Da? Unde sunt? La țară? La oraș? Unde stau? La țară. La țară. Unde e cel mai frumos decât la bunici la țară, nu? Da. Hai să le cântăm și bunicilor, da? Pentru că melodia se cheamă Pentru oameni voi cânta. Dar de data aceasta o să cântăm și pentru bunici și pentru toată lumea, da? Da. Cântă pentru noi... Ștefania Cioară, 8 ani. Wei la la ie, wei
aș putea să dau visului. Aripi de foc și apoi plaja lui. Să vorbim un pic cu Gabriel Ploșniță. Gabriel Valentin are 10 ani. De cât timp te pregătești cu doamna profesoară? De 2 ani. De 2 ani, da? Cum se cheamă melodia? Alexandra e numele ei. Să ascultăm melodia lui Gabriel Valentin Ploșniță. Fată de la noi din clasă, tot ce le-ai spun colegii mei. Învață bine și tare frumoasă, Alexandra e numele ei. Vă dau de veste, nu mai e glumă, vă rog frumos voi de Alexandra nu vă luați. Vă dau de veste, nu mai e glumă, vă rog frumos voi de Alexandra să ascultați. De la școală mergem împreună și vorbim cât de plăcută ea. Cred că într-adevăr nu mai e glumă, mie îmi place de colega mea. Vă dau de veste, nu mai e glumă, vă rog frumos voi de Alexandra nu vă luați. Vă dau de veste, nu mai e glumă, vă rog frumos voi de Alexandra să ascultați. Ba, ba, ra,
vă dau de veste. Nu mai e glumă, vă rog frumos, voi la Alexandra nu vă luați. Vă dau de veste, nu mai e glumă, vă rog frumos, voi de Alexandra să ascultați. Tibiribiribiribiribiribiribirapap, tibidam jubiduap, parararapap, jubiduap. Cum te simți? S-a încălzit deja atmosfera, se simte, nu? Da. Mai ales că tu cânti muzică latino. Cântă pentru noi Andonescu Giulia, Latino Party. Și cerul s-a deschis, așa cum știe latino. E muzica pretext, armonizat în text, de cha-cha și salsa latino. La școala mea de dans, sunt ure al avans. Dacă nu crezi, atunci vino să dansăm latino. Haide, vino, vino. Teodora are 14 ani, fără discuție, sunt convins că va cânta o melodie de dragoste, e adevărat? Voi cânta Fără tine. Ce gen muzical este melodia asta? E o baladă? E o piesă mai lentă? Melodie de dragoste. Dragi prieteni, haideți să ascultăm și această melodie. Mea nu are sens, n-are sens. De tristețe
brațe parcă timpul s-a oprit și el din mers. Fără tine, nouă de lacrimi vor spăla amintirea ta. O să rog să vină lângă mine pe Florentina Tânjală. Florentina, aplauze, aplauze, uite, o ținută frumoasă, o prezență scenică deosebită. Florentina, tu ești la început de carieră sau la mijlocul ei, cam cum am putea spune? La mijloc. La mijloc. Florentina, trebuie să vă spun, are numai 21 de ani și vrea tot. Adică cum tot? Așa, ăsta e titlul melodiei, nu? Totul sau deloc. Totul sau nimic, nu? Sau nimic. Rămâneți împreună cu noi la emisiunea Ora Veseliei. Yeah, hey. Mi-ai dat numai jumătate și ai crezut că e de ajuns. Jumătate din amor s-a dus. Și astăzi încă te mai port în gând, pozele cu tine-mi râd, iar eu un suflet plâng. Mi-ai dat numai jumătate, dragostea nu e așa. Trebuie să crezi cu toată inima ta. Nu voi mai privi înapoi, doar eu am crezut în noi. Oare plângem amândoi? Eu vreau tot, eu vreau totul sau deloc. Vreau să mă iubești cu foc, dragostea nu-i doar un joc. Ți-am dat toată inima, dar mi-am pierdut încrederea și nu mai pot trăi așa. Eu vreau tot, eu vreau totul sau deloc. Vreau să mă iubești cu foc, dragostea nu-i doar un joc. Ți-am dat toată inima, pierdut încrederea și nu mai pot trăi așa. Într-o zi poate ai să afli
înseamnă să iubești. Abia atunci poți spune că trăiești. Ascultă, nu voi mai privi înapoi. Doar eu am crezut în noi. Oare plângem amândoi? Eu vreau tot, eu vreau totul sau deloc. Vreau să mă iubești cu foc. Dragostea nu-i doar un joc. Ți-am dat toată inima, dar mi-am pierdut încrederea și nu mai pot trăi așa. Eu vreau tot, eu vreau totul sau deloc. Vreau să mă iubești cu foc. Dragostea nu-i doar un joc. Ți-am dat toată inima, dar mi-am pierdut încrederea și nu mai pot trăi așa. Poate nu m-ai înțeles sau n-ai înțeles dragostea. Oare cauți altceva? Am vrut o fericire, ți-am dăruit iubire din toată inima. Eu vreau tot, eu vreau totul sau deloc. Vreau să mă iubești cu foc. Dragostea nu-i doar un joc. Ți-am dat toată inima, dar mi-am pierdut încrederea și nu mai pot trăi așa. Eu vreau tot, eu vreau totul sau deloc. Vreau să mă iubești cu foc. Dragostea nu-i doar un joc. Ți-am dat toată inima, dar mi-am pierdut încrederea și nu mai pot trăi așa. Irinuca, ia spune tu, cum mai stai? Bine. Cum mai, pentru că titlul melodiei se cheamă Mai stai, nu? Da. Ce înseamnă asta, Mai stai? E vorba de copilărie. Ah, de copilărie, e foarte frumos. Irina Anastase, 12 ani, cântă pentru noi melodia, știți deja, Mai stai.
întotdeauna am spus așa, americanii trebuie să ne dea viză, neapărat. Așa se cheamă melodia ta? Vis? American. Da? Bravo. Ce spui, trecem la treabă? Un pic de country așa, se potrivește? Da. Bine, hai să ascultăm Vis American. Alisa sau Alicia? Alisa. Alisa, Alisa Lupu. Să știi că până la urmă e un nume frumos, foarte frumos. Da. Da? Până la urmă, spune-mi, povestește-mi așa, tu în viața ta n-ai căzut niciodată, niciodată n-ai căzut. Ba da. Ba da. Dar știi de ce te întreb? Pentru că melodia se cheamă? Nu-i nimic. Nu-i nimic? Da. Aoleu, am greșit titlul la melodie, dar nu-i nimic. Rămâneți împreună cu noi. Spun mereu, nu-i nimic.
Alina David. Da. Ce ne cânti? Astăzi o să vă cânt o melodie din repertoriul Mihaelei Mihai, de-i fi tu Salcea la mar. Salcea. Salcea, cum se spune. Da. Rămâneți împreună cu noi la emisiunea Ora Veseliei, ora bunei dispoziții, dar care fără discuție are și momente romantice. De-i fi tu Salcea la mar, m-aș face râu la umbra ta. O sta pe cerul de opal, de-ai fi în noapte, m-aș schimba. Și acolo unde ești, o viață sta în calea ta, în umbra ta. De-ai fi pe cer o rândulea, m-aș face cuib de un ram de pom. Sau primul fund de neag ai fi, m-aș face din zăpadă. Și acolo unde ești, o viață aș sta în calea ta, în umbra ta. Și-n ochii tăi vrea să fiu clipa unui vis. De-ai fi tu marea ce s-a strâns în ochii ce nici că nu mint. Pe obrazul trist pe care ai plâns m-aș face o lacrimă de-a fi în loc oriul de ascuns. Novac. Da. Corect, da? Da. Dar am auzit că tu cam chiulești de la școală. Și da. Ia și spune nu. Tu adevărul. Deci melodia e în legătură cu treaba asta, nu? Cam da. Cum, da. Cum se cheamă melodia? Îmi place școala. Ai fugi de aici, băi. Cum să-ți placă școala? Vacanța nu... Nu, hai că o luăm pe partea. Vacanța, îți place? Foarte mult. Deci înseamnă că nu-ți place școala. Și școala. Și școala. Place. Bine. Și de lumii ierte, inima